nostalgie. Suntem din nou aici. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Suntem într-un 6, dar de data aceasta nu orice 6, nu 640, suntem într-un M6D, undeva la 750 de cai, o bestie de mașină cu prior design. Arată într-un mare fel, încă nu am condus-o, dar deja îmi pot da seama cum poate trage această mașină. Dar până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu uitați să-i dați și Alexi un follow pe Instagram, aveți ambele profile atât pe ecran cât și în descriere. Ce să mai, haide să pornim, ne punem centura, bineînțeles. Da, aia care luminează nu e pe M6, cum ar veni. A, nu? Nu e pe M6. A, știu că ai zis că nu e pe M6, da. Dar sunt pe alte M-uri. Păcat, deci un dezavantaj. Nu știu de ce nu au pus, bine, nici pe M5 nu e. Chestia e doar pe M2 Competition, M3 și M4, cu badge-ul iluminat pe scaun. Suntem din nou la volanul unui M6 de data aceasta. După cum am spus, o bestie de mașină, abia aștept să o auzim. Să simțim toți acei 750 de cai, bine, cât putem simți din acești cai, fiindcă este spate, nu pune foarte multă putere jos. Am înțeles că are un soft destul de agresiv și vom vedea imediat ce poate. Nu poate fi decât o plăcere să conduc un 6, chiar îmi era dor, cu atât mai mult un M6. Sunt de acasă, cum ar veni, mă simt totul de aici. Nu, că în momentul mergem așa ușor să ne obișnuim cu mașina, nu... Vă las să vă obișnuiți! Da, bine! Asta poți afla și tu despre mașina ta dacă nu o verifici la timp. Hai să-ți arăt acum cea mai simplă și sigură metodă prin care poți verifica o mașină. Car Vertical este aici pentru a te proteja de eventualele achiziții greșite. Ce este? Cum funcționează? Ei bine, este o platformă ce îți oferă acces la o mare parte din istoricul unei mașini. Ba mai mult, folosește acum primul link din descriere alături de codul ABR și beneficiezi automat de 20% reducere la raportul Car Vertical. Nimic mai simplu, pur și simplu introduci seria mașinii respective și ți se va genera foarte rapid un raport. Din păcate, mulți vânzători ascund trecutul mașinilor. Folosind un raport Car Vertical, poți afla dacă mașina respectivă a suferit daune, a avut kilometri dați înapoi, a fost folosită pe post de taxi sau chiar dacă a fost furată. În funcție de informațiile disponibile, poți vedea și poze cu daunele suferite. Pentru a evita o eventuală țeapă, vă recomand să verificați mașina dorită prin Car Vertical. Pe lângă asta, tu ai norocul să beneficiezi și de o reducere de 20% la raportul Car Vertical. Accesează acum primul link din descriere alături de codul promoțional ABR și beneficiezi automat de 20% reducere la raportul Car Vertical. Oricum, mașina asta nu are nicio legătură cu celelalte mașini, vei vedea despre ce vorbesc. Așa mă mai vezi. Fiindcă pe vremea aia încă se făceau M-uri brutale când a fost fabricată această mașină. Sunt foarte fericită. Bun, un lucru foarte, foarte tare al acestei mașini, care se remarcă încă de la început, kitul Prior Design, care lățește mașina asta într-un mare fel, adică nu aveți idee cum se vede în oglinzi, este... E foarte lată. Mașina este calmă momentan. Nu ți-ar da senzația că ar fi foarte, foarte violentă. Suspensia este ok, adică nu te zguduie. Cutia momentan este pe prima treaptă. E pe confort cumva? Da, e pe confort momentan, da, se vede. Bă, prietenii noștri, pe ce treabă avem cu ei de data aceasta? Fiindcă avem un kit omologat. Nu are nimic neomologat. Mașina asta e legală, chiar dacă nu pare. Thank you.
asta, aveam piele în apa, mată. Măi, aveai piele sau nu? Aveam piele, dar nu de asta. Păi nu vine fără piele 6. Pielea foarte confortabilă. Aceleași materiale premium, recunoscute încă de la început, tipic 6. Ce s-a pus pe modelul acesta. Piele peste tot, bine, spre deosebire de fosta mea mașină. Aici avem piele texturată pe corp, pe cotieră, peste tot. Eu aveam piele în apa, știu că aceea este o opțiune separată. Bineînțeles, carbon exact așa cum ne place, adică ar fi fost păcat să avem un M fără carbon. Suntem pe prima dreaptă a cutiei. Bine, dar o lăsăm momentan pe prima dreaptă, ba nu, hai să o dăm pe a doua. Hai să o dăm chiar pe a treia. Și deja mașina stă mult mai turată. Suntem încă în confort. Nu cred că are sens să prezint absolut toată consola, fiindcă v-am mai prezentat M-uri, majoritatea știți cum arată. Un M, știți ce fac butoanele acestea. Avem aici butoane cu moduri pentru fiecare parte a mașinii, pentru suspensie, pentru transmisie, pentru direcție și așa mai departe. Adică fiind un M, ne putem configura totul exact așa cum vrem. Avem M1, M2. Momentan nu știu cum sunt configurate. Nu vom trece pe niciun M momentan, fiindcă s-ar putea să fie unul setat cu totul off și nu vrem momentan totul off. Pe M1 avem. Bun, tot ce vrem să știm, avem DSC On, avem Efficient, deci suntem pe Efficient acum. Confort, confort, totul e confort pe M1. Ia, pe M2 ce avem? Pe M2 avem DSC On. A, păi nu sunt configurate. Atunci le facem noi după bunul plac. Fix asta aveam să aud. Sport Plus. Sport Plus. Ne-a activat ceva, că se simte. Da. Manual, avem DSC On. E bine, nu suntem pe off. Suntem în siguranță. Să te ții bine. Că nu îi dau tare. Nu. Îi dau un pic doar. Îi dau un pic doar. Ia. Îi dau un îi dau așa liniar. Da, eu dată. Nu că îi dau liniar. Fai de cap meu cum pleacă mașina asta de spate la nu zic ce viteză. Am uite gheață. Uite. Vezi? Într-adevăr, sistemele își fac treaba pe bune. Un lucru pe care îl apreciez de fiecare dată la M-uri, oricâți cai ar avea, sistemele chiar își fac treaba, țin mașina pe stradă. Adică ai nevoie doar de foarte mici corecții. Bine, în momentul când conduci mașini de genul, îți bate inima foarte tare, îți transpiră palmele, chiar dacă sunt obișnuit de atâta timp, chiar dacă am mai condus mașini de genul și sunt obișnuit oarecum, sunt aceleași senzații de fiecare dată și peste ani de zile ai aceleași senzații. Eu ce să mai zic, puiule? Da? Oh. I-am dat doar un șpan scurt. Nu, n-a fost. Nimic scurt. Ok, ok, momentan. Mamă, dar schimbă foarte bine cutia. Avem DCT-ul, vechiul DCT, cum ar veni, cutia anterioară. Dual clutch transmission, care este violentă. Nu este la fel ca SMG-ul vechi, dar în continuare își păstrează din brutalitate. Adică, pe scurt, avem cutia cu care mașina nu pleacă de pe loc dacă ridici pișorul de pe frână. Mai ușor de explicat. Ia. Din nou suntem pe o mașină cu shifter. Avem shifter pe volan frumos, tot volanul Alcantara, este volanul de fabrică, cred. Butoanele direct integrate. Dacă vă amintiți, eu aveam ceva custom. Dar este incredibil o mașină. Același interior alb, bineînțeles. Nu sunt foarte multe cuvinte de zis. Adică mașina asta trebuie ascultată, trebuie condusă, trebuie înțeleasă cum ar veni. Despre asta este vorba. N-ai cum, deci n-ai cum. Că toată și de ce? Filmezi de câteva minute. Nu, deci cu mașina asta ai nevoie de foarte mult timp pentru a... Bine, nu recomand cu mașini de genul să mergi cu off, cu tot off. Nu e ok. Nu mergi cu tot off acum? Nu e tot off, nu. Ok. Mă simt mai bine acum. Păi, deci cum stă DSC-ul activat? Deci non-stop plică de DSC-ul. Evacuarea oricum finuță. Păi da, e finuță evacuarea, adică se poate face o nesimțire completă pe mașina asta, dacă vrei. Muzica.
te simți într-un M6? Ok. Ok? Da. E plinuță, fiindcă asta poate face o nesimțire completă. Dacă îi face vocoarea. Păi pleci ciudat, eu sunt obișnuit, de-aia nu plec ciudat, dar dacă nu ești obișnuit cu cutia, așteptându-te tu ca mașina să plece de pe loc când ridici piciorul, ca la orice automată, tu accelerezi ușor și zmucești. Uh-huh. Și la început, când nu ești obișnuită, îți dai seama, la o parcare e destul de greu cu cutia asta. Da. Dar te obișnuiești. După cum am spus, avem cutia DCT, Dual Clutch Transmission, în 7 trepte, care se face super bine treaba. Mie mi se pare că mașina schimbă foarte, foarte rapid. Deci taie foarte mult din putere, fiindcă mașina are foarte multă putere. DSC-ul, dacă ții sistemele on, vorbesc, dacă ții sistemele on, îți licără în continuu. Adică nu că am fi mers noi cu viteza asta, dar și pe la vreo 180 ți intră DSC-ul, ca idee, 180-200 ți intră DSC-ul. Deci cam despre asta vorbim. Nu că am fi mers noi cu viteza aia, Doamne ferește, dar dădeam așa ca idee. Foarte frumoasă culoarea. Culoarea e superbă. Este colantată. Culoarea ei de bază este San Marino, care oricum arăta genial de fabrică. Deci San Marino este foarte, foarte tare, dar și culoarea aceasta este genială, mai ales pe acest white body. O prinde foarte, foarte bine. Capota este de carbon. Este colantată în momentul acesta, dar ea este de carbon. Este tot pachetul Prior Design, cum ar veni. Din acest motiv este și atât de lată, chiar este foarte lată. Pe partea de consum nu știu dacă are sens să vorbim, adică nu te uiți la consum când îți iei un M, nu? Logic, o să o mult când îi dai. Bun, și cam atât cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Sper că v-am adus puțină melancolie. Eu am foarte multă melancolie în momentul acesta. Am avut pe tot parcursul acestui videoclip. Este o mașină foarte, foarte tare, 700 undeva spre 750 de cai, 720, 750 pe acolo. Mașina nu pune toată puterea jos. Este foarte puternică. Îți dă niște senzații aparte. Te ține acolo în priză ca orice M de altfel. Îmi place foarte mult această mașină. Spuneți-mi acolo în comentarii ce părere aveți despre această mașină. Tu ce părere ai? Ți-a plăcut? Da. Da? Ok. Da? Da. Doamne, deci mi s-a făcut așa rău acum. Nu poți să pui puterea jos. Uitați-vă la videoclipul cu M5-ul de 1000 de cai. Să vedeți acolo, la fel, nu se putea pune puterea jos. Că sunt foarte mulți cai pe spate, indiferent de ce cauciucuri ai. Nu poți să pui caia aia pe spate, adică accelerezi pe orice mod, vorbim dacă avem DSC on sau MDM, îți licăre în continuu DSC-ul în bord, inclusiv la viteze foarte mari, îți intră DSC-ul, ceea ce înseamnă ceva. Chiar dacă tai toate sistemele, dacă dezactivezi tot, ceea ce nu recomand sub nicio formă, mai ales dacă nu ești familiarizat cu astfel de mașini și nu ai diferite cursuri, bine, nu recomand să faceți asta cu mașini de genul în special pe stradă. Nu recomand, fiindcă este foarte, foarte periculos, dar chiar și așa pierzi puterea, fiindcă tot patinează. Uitați-vă că e foarte comodă mașina. Foarte comodă? Foarte comodă, adică da? Mai asum în ea. Da. Când stă pe loc. Da, doar când stă pe loc. Deci vrei să ne luăm M6? Rămâne de văzut.
Vedem. V-aș ruga foarte mult să dați un follow pe Instagram lui Smiley. Smiley este proprietarul acestei mașini. Postează niște poze super, super tari cu această mașină. Mult content, deci aveți profilul de Instagram atât pe ecran cât și în descriere. Vă aștept acolo cu un follow. Acestea fiind spuse, nu uitați să folosiți primul link din descrierea acestui clip alături de codul ABR pentru a beneficia de 20% reducere la raportul car vertical. Până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu uitați să dați și Alexi un follow pe Instagram. Aveți ambele profile atât pe ecran cât și în descriere. Noi ne vedem data viitoare. Ciao. Ciao.